Superliga vă este oferită de Superbet. Și se lupta la titlu, perioada de aur, când și CFR era în prima ligă. În perioada modernă, să spunem, CFR nu prea a avut ce discuta cu acest adversar. Malele încearcă o centrare, mingea în fața lui Daci, este gol! Un gol norocos, dar un fanion ridicat apoi de la margine. Ia să vedem fază. Cred că Malele a dat de afară. Eu așa cred. Cred că Malele a dat de afară. Nu e offside la Yanga, care își exprimă, bineînțeles, intenția de a juca mingea, deci se putea discuta de un offside. Și hai să vedem. Cam așa a dat și Japonia, nu? Centrare la Mondial. Se va verifica la VAR. Ce greu e. Eu nu pot să spun dacă... Foarte greu. Mingea deviată. Nu mai ajunge nimeni. Și-a schimbat gazonul încă din toamnă, într-un timp destul de scurt, 3 săptămâni. Să vedem acest contraatac, viteza lui Petrila, pătrunde Petrila, centrarea pentru Yanga, destul de greu din acel unghi, mai ales că avea om în spate. Foarte bună viteza lui Petrila, pune piciorul bine Yanga, dar Turda închide perfect la colțul scurt. Zebić, centrarea lui Brown arată bine. Vine și Camora, șutează cu stângul la colțul scurt. Micu lasă mingea să treacă. Cat la Piteș Grație, golului marcat de Camora, 1-0 pentru CFR. Și un detaliu interesant, a fost singurul gol din carieră, din cariera lui. Yanga pe spate, Muhar este acolo, venise Petrila. Cred că dacă rămânea unde era inițial, ar fi reușit să primească acea minge, dar vine Yanga, care își domină adversarul în duelul aerian. Centrarea lui Camora, ajunge târziu Basong lângă Yanga, dar nu el cred că trebuia să fie acolo. Basong e mijlocaș central, mi-e greu să cred că... Bine, e marcaj în zonă, dar... Cred că mai degrabă Zebić rămâne pe loc. În fine, centrare foarte bună a lui Camora, detentă impresionantă a lui Yanga. Minge lungă pentru Garita. Mezacoli depășit ușor de Zvec. Șansa acum mare pentru CFR cu Krasnici. Pregătește șutul și înscrie frumos. Krasnici pune punct. Dintre toate problemele pe care le-a avut CFR în acest sezon, Krasnici e într-adevăr ceva deosebit la capitolul transferuri. Până acum, la ceea ce a arătat, parcă joacă de viață și ce finalizare frumoasă. Viteză, tehnică, tot ce vrei. Superliga vă este oferită de Superbet.